Începând din 10 iunie, în cele două parcări subterane din centrul Suceavei au fost introduse bariere. Potrivit viceprimarului Lucian Harșovski, se emit tichete de parcare și se pot utiliza bancnote de 1, 5 și 10 lei, aparatul fiind astfel programat încât să ofere rest. Dacă ora pentru parcarea supraterană este de 2 lei, parcarea subterană costă numai 1 leu. Riveranii vor putea achiziționa abonamente în continuare, iar cei care au deja trebuie să solicite primăriei eliberarea cardului de acces. Conform viceprimarului Harșovski, în perioada următoare, după efectuarea testelor, va intra în funcțiune sistemul de plată prin SMS sau aplicație sau card, serviciul fiind achiziționat deja. Tot de pe 10 iunie, parcarea de peste drum de Inspectoratul Județean de Poliție și cea din zona Dorna, de la blocul T90, vor fi cu plată.